Cine este pervers? Oana și Laur se arată cu degetul. Ce care diferența între mine și tine? Dacă nu sunt de pervers. Că eu nu mă oftic așa. Ți-a plăcut? Nu. Păi să nu mai pui întrebarea asta încet. Da. Tu l-ai făcut, înțelegi? Bine, Ela. Păi, atunci. Eu m-am făcut singură pervers. Tu te-ai făcut singură pervers. Eu ți-am zis în glumă că eu nu sunt așa de pervers. Să vezi ce reacție ai, cum ai luat așa tare. Glumă? Când erai atât de nervos? Vă cauți să ai ceva, mă rog, tot timpul să dai în mine. Dar eu nu am nimic. Stai că fac eu singur, să dau în mine singur. Bă, 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 stai un pic, că ne întrecem cu gluma, adică tu ai zis-o și tot ești supărat? Ne întrecem cu gluma, competiția, cu asta ne întrecem cam multe, nu? Vreau să spun. Te rog frumos să mă lași în pace, pentru că uite așa le faci. Nu vreau. Nu vreau, pur și simplu. Pentru sâmbătă. Nu vreau. Eu eram mai rea și nebună. Atâta dragoste și din partea ta, dar nu mai pot. În momentul ăsta mă despind. Mai indirect mă iubești, dar nu mai poți. Ce, înainte să stai seara cu tine când ai puțin stai? Nu, dar momentul ăsta mă despind. Ce-mi faci? De ce-mi faci asta? Dar ce ți-am făcut? Eu ți-am făcut materialul ăsta? Normal, știi foarte bine despre ce vorbesc. Ai vorbit în așa fel încât să mă faci să spun lucrurile alea. Ce-am vorbit? Care e diferența între mine și tine? Atât ți-am spus și vreau să zic că tu ești ofticos. Nici mai clar nu m-am lăsat să deschid gura, că Dar era vina mea pentru ce vorbeam și pentru ce eram supărat ca să mă iei cu mine care e diferența între noi doi. Dar nu. Dar de unde ai atitudinea asta? Dar nu am voie să spun nimic. Atâta păi timp cât te porți cu mine ca cu restul casei când e vorba să intrăm într-un conflict și încerci să mă faci așa, știi? La... cu argumente, după ce stă nou materialul, la... mă iei pauză, normal că să ajunge la asta. Vreau să-l dau de mână, tu mă respingeai, nu știu ce vreau să scot din stare. Dar eu sunt câinele tău, mă bat și după aia mă iei de mână, ți-am zis. Dar cine te-a bătut că erai mai lasă-mă, cerți pe mine și după aia mă iei de mână, de ce nu mai lua de mână de prima? Și trebuie să mă tragi de mână, că prima dată. Mai lua de prima. Haide, că deja ești un copil de mată care nu înțelege nimic. Mulțumesc! Te lasă să te calmezi. Doamne ferește, lasă-mă, femeie, odată. Vorbești într-una așa, dacă chiar nu înțelegi. Nu chiar nu poate să-ți iasă stilul ăsta pe care l-ai abordat aici. Măcar cu mine, ce tu încerci să... Nu este niciun tu, stil abordat, tu, săraca de tine, pe nu mai faci așa. Păi tu așa ești tu? Da. Bine, bravo, felicitări în continuare. Sper ca toată viața să ai parte de competiții și să te hrănești cu asta. Dacă mi-ai zis ceva vreodată urât, nu am scos nimeni în fața camerei. Da? Te rog frumos, te rog frumos să spui cu gurița ta că și tu mi-ai spus lucrurile astea și n-am spus de mine față ca mine. Față de mine atât. Câte mi-ai zis tu mie în putea mea și n-ai zis? Dar câte ți-ai zis, mă, nu mai te ameninți cu asta. Ia spune ce ți-am spus. Nu te ameninți. Ia spune și mie, te rog. Te ameninți. Că te luam în brațe, te pupam și ți-am zis, mai fi prost, nu-mi spune că pleci. Da, eu chiar sunt așa. Asta ești? Asta sunt eu, da. Bine, lasă-mă, face. Ia. Dacă știi. Eu n-am nimic bun, tu nu mai reproșuri, zilnic reproșuri, nu știu ce-ți spun. Ce-ți spun, eu stau aici niștit. Păi dacă nu-ți convine, spune-mi. Nu înțeleg ce-ți faci joc. Cuvine, dar nu am niciun joc, Laur. Cine ți-a zis ție când ești adevărată și când ești falsă? Când ai plecat mai înainte de pe canapea? Păi de ce folosești lucruri care le faci? Când ai plecat mai înainte de pe canapea, așa ești tu acum, așa ești tu. Dar tu chiar așa ești, păi da. Păi chiar așa. Asta înseamnă că ți-am zis eu când ești falsă, când ești adevărată.